Președintele Ucrainei Zelenski a venit cu un alt mesaj. Acesta a declarat că armata ucraineană va continua să lupte, atât timp cât va fi nevoie pentru a elibera țara. Dar cât timp copiii se nasc în adăposturi și afară se bombardează, inamicul nu are nicio șansă în acest război. Vom lupta atâta timp cât va fi nevoie pentru a elibera țara. Dacă copiii se nasc deja în adăposturi, chiar și atunci când bombardamentul continuă, atunci inamicul nu mai are nicio șansă în acest război popular, fără îndoială. Lumea a văzut, ucrainienii sunt puternici, ucrainienii sunt curajoși, ucrainienii sunt pe țara lor natală și nu o vor da niciodată, a declarat Zelenski. Zelenski, un actor care nu avea experiență în politică când a fost ales președinte al Ucrainei, cu mai puțin de 3 ani în urmă, a apărut brusc ca un lider de război convingător. Postului agent Vladimir Putin, care a pozat în Maciu și Asul Alfa de când a ajuns președinte, mai mult ca sigur nu i-a căzut bine că liderul de la Kiev i-a luat fața în ultimele zile, el devenind un paria internațional. Președintele ucrainean Zelenski a unit națiunea prin mesajele sale și selfie-urile sale video și a dat glas furiei ucrainiene și sfidării agresiunii ruse. În timp ce președintele rus Vladimir Putin a apărut din ce în ce mai rar și neconvingător, acuzând Ucraina de genocid în republicile separate. Separatiste Donetsk și Lugansk și vorbind despre necesitatea denazificării Ucrainei, președintele Zelenski, care vine dintr-o familie de evrei vorbitori de limbă rusă, a rămas demn, hotărât și articulat.